Agri, povestea de succes de astăzi vine din Galați. Specialiștii de la Facultatea de Știință și Inginerie Alimentelor au inventat punga care se poate mânca. În fapt, este prima folie biodegradabilă rezultată din prelucrarea sângelui de animal. Poate fi folosită direct pe alimente sau la producerea de pungi și ambalaje biodegradabile. Trage tu mai mult de el. Îl compar cu cei pe piață. Noutatea mondială cu care cei trei cercetători din Galați au venit pe piață este o folie biodegradabilă realizată din sânge animal, practic un fel de pungă care poate fi folosită la ambalarea mâncării și care se poate consuma fără niciun fel de probleme. Compoziția sângelui este foarte apropiată de compoziția proteică a unei cărni slabe de vită. Recoltarea sângelui în condiții alimentare și pe fond anticoagulant este simplă și nu necesită investiții noi în industria de prelucrare a cărnii. În componența foliei se mai află colagen și glicerol, care o fac foarte rezistentă mecanic. Acest sânge reprezintă o rezervă aproximativă de 30.000 de tone la nivelul României și undeva am estimat noi la în jur de 4 milioane de tone la nivel mondial. Deci există o rezervă absolut suficientă. Procedeul și produsul, adică folia alimentară, reprezintă o tehnică fezabilă și rentabilă pentru om și mediu. Am cântărit o bucată de folie, am introdus-o la câțiva centimetri în pământ și la două săptămâni n-am mai găsit nimic. Prețul de producție este mult redus față de producția de folii biodegradabile care se găsesc acum în comerț. Producția pe scară largă a invenției ar putea duce însă la o scumpire a sângelui de animal folosit actualmente în industria farmaceutică.